Invităm acum pe îndrăznesc cu prietenul nostru, Părintele Bogdan Georgescu, iarăși un om liber. Și așteptăm de data aceasta o interpretare, să spunem, și teologică a operei Eminescu. Cerice, Părinte Prodecan, uniți, frați și surori, emoția mă stăpânește pe mine pentru că revin la Facultatea de Teologie de data aceasta la un interval de timp destul de mare de la terminarea facultății și mi-aduc aminte de toate învățăturile bune pe care le-am primit aici și de oamenii minunați pe care i-am cunoscut ca profesori, ca prieteni. Și venind în seara aceasta aici, mă gândisem să vorbesc despre Eminescu din prisma antropologiei culturale, mai bine zis socioculturale, pornind de la mersurile din nu mai puțin importanta poemă eminesciană, Doina. Pentru că acolo este strânsă esența iubirii de neam, este strânsă înțelegerea modului de a fi român, de a fi român și în fața românilor, de a ne raporta unul la celălalt prin Eminescu și de a ne raporta pe noi la Europa și la lume. Poema aceea, Doina, cuprinde un întreg zbucium al neamului omenesc, al neamului românesc, pentru că, așa cum am amintit și domnul George Ene, sunt puse premizele unei construcții de securitate națională și zbuciumul acela eminescian era patima, era patima în sensul grecesc al cuvântului, de dragoste, de trăire la maxim a dragostei de România. Și așa mă gândeam că biblic, veterotestamental, cum se spune că omul este făcut după chipul și spre asemănarea cu Dumnezeu, acolo știu părinții profesori și cei care s-au plecat mai mult de elementele de hermeneutică a Noului Testament, că o traducere mai corectă ar fi omul a fost făcut după chipul și spre asemănarea cu Dumnezeu. Mă gândeam că se poate face o paralelă în sensul acesta între neamul românesc și eminescu. Neamul românesc a fost făcut după chipul și spre asemănarea cu Eminescu. În poezia, în poema aceea, Doina, se vorbește la un moment dat foarte critic la adresa altor neamuri, pentru că se vorbește despre bulgăroi cu cea fac groasă, grecotei cu nas subțire. E bine, dacă vrem să fim mai atenți la elementele acestea, fie și doar la elementele acestea din Doina, vom constata o viziune antropologică la Mihai Eminescu. O clasificare a tipului valar
În raport cu celelalte tipologii din zona aceasta de Europa și o clasificare făcută în termenii liricii eminescene. Nu am să dezvolt totuși subiectul. Propun să fac lucrul acesta într-un mod mai riguros și sub forma unui studiu aprofundat și să-l dezvolt eventual cu altă ocazie, dar pentru că Părintele Profesor, Părintele Prodecan a adus vorba despre o situație tragică, i-a spune eu, care probabil pe Eminescu, dacă ar mai trăi, l-ar scoate din fire, așa cum s-a menționat mai devreme, și ar fi în stare să scrie articolele cu focul acela mult mai intens decât cel specific jurnaliștilor români de astăzi. Și mă refer la problema predării religiei. Este o problemă dramatică pentru rezolvarea căreia trebuie să ne unim eforturile cât putem fiecare să contribuim la lămurirea celor care ne conduc să nu accelereze prea tare pe pedala ignoranței și incompetenței. Pentru că s-ar putea ca la gesturile lor să-l facă pe Eminescu să se răsucească în mormântul din cimitirul Ven. Spuneam că n-am să fac aceasta, dar îmi îngăduie să vă citesc câteva considerații ale unuia dintre cei mai importanți critici literari contemporani. Și permiteți-mi să vă arăt această carte a domnului Alex Ștefănescu, se intitulează Mesaj către tineri, din care vă voi citi câteva rânduri referitoare la modul cum se predă, sau mai degrabă la modul cum nu se predă în cadrul orelor de literatură română Eminescu. Sfătuindu-vă și recomandându-vă totodată să faceți efortul de a vă procura această carte, mi se pare acum două zile chiar a fost prezentată la televizor, la o emisiune, iar domnul Alex Ștefănescu spune așa: deci în această limbă de lemn a filozofării li se vorbește elevilor despre literatură. Dragilor studenți, frați și domnișoarelor studente, plecăm de la premisa că, fiind la filologie, unii dintre dumneavoastră veți cunoaște și aprofunda elementele de teoria literară și nu veți face, ajungând vreodată profesori, greșelile pe care le sesizează criticul aici. Deci, în această limbă de lemn a filozofării, li se vorbește elevilor despre literatură. Depinde, desigur, și de talentul profesorului. Dar oricât de talentat ar fi un profesor, el nu se poate manifesta liber. Are mâinile prinse în cătușele manualelor școlare. Mi-am continuat investigația, deschizând diverse manuale de literatură pentru elevii de liceu. Într-unul din ele am dat peste un capitol despre Eminescu. M-am îngrozit. Elevii erau invitați să se pronunțe asupra poemului pe care m-a rugat, dacă se poate, să citim din el câteva, măcar câteva fragmente, Floarea albastră. În următorii termeni, ascultați, care sunt actanții în această reprezentare epico-dramatică a Erosului? Stabiliți diegeza poemului. Să mă ierte Dumnezeu, dar de aceea am apelat
la dumneavoastră, la studenții de astăzi de la teologie, bănuind că totuși sunt și printre dumneavoastră, dintre aceia care n-ar putea să rezolve această temă. Mai departe spune criticul literar. Aceste somații adresate elevilor redactate într-un limbaj rebarbativ cu pretenții de terminologie științifică n-au nicio legătură cu frumusețea poemului. De fapt, Eminescu își imaginează, și aici probabil că ar trebui să-l criticăm la rândul nostru pe domnul Alex Ștefănescu, nu să-l criticăm în sensul real al unei critici literare, ci să corectăm în duhul acelor ce le spunea mai devreme domnul profesor Cristi Crăciun, că un poet nu-și poate imagina, un poet primește, pentru că poetul este profet în literatură, el este instrumentul prin care Dumnezeu ne revelează mesajul. Dacă nu înțelegem lucrul acesta, vom preda eventual Eminescu în termenii acestei stricte rigurozități științifice care îl face pe ele să dea de pământ cu cartea respectivă și să-și dorească să iertați în gluma, să ia bacul, dar nu ca să meargă la facultate, ci să ia bacul ca să treacă Dunărea. Căci cu bacul se poate trece Dunărea. Și zice mai departe. Este remarcabilă capacitatea poetului de a intra în rol. Comentariile din manualul școlar nu înregistrează nimic din farmecul acestei situații imaginate de poet, revelate ar fi cuvântul. În altă parte, se spune, pe un neinițiat îl sperie poate caracterul greu inteligibil al comentariilor literare, dar nu aceasta e problema. Comentariul devine perfect inteligibil după însușirea terminologiei specifice, dar nu devine și relevant. Și exemplific. În Călin, file din poveste, text de critică literară pentru elevii de liceu. În Călin, file din poveste, lirica erotică eminenciană creează unul dintre cele mai interesante experimente asupra limitelor limbajului, ca și asupra puterilor sale ontogene, cosmotice, expresive, mă opresc. Terminologia arată de la sine și vorbește și ne sugerează că un elev care aude așa ceva nu-l va iubi niciodată pe Eminescu. Fie ca bunul Dumnezeu să scoată din noi chipul lui Eminescu, să ne întoarcă pe noi la duhul literaturii adevărate românești și să ne facă să ne aducem aminte că avem datoria să ne creștem și să ne educăm copiii în cunoașterea valorilor sacre. Altfel riscăm ca Dumnezeu să ne pedepsească în numele lui Mihai Eminescu. Mulțumesc!